Că acest experiment ar trebui făcut cu toți copiii la școală pentru ca să înțeleagă cum se transmit electronii de la un material la altul, cum cedează un metal electron, cum primește alt element chimic electroni și se echivalează până la urmă pe ultimul strat. Mai practic, cum apare curentul electric. Ce e la curentul electric? Care treaba cu amperajul? Care treaba cu tensiunea? Și simplu. Cum să obții curent electric dintr-o lămâie? Bine, dacă aveam două lămâi, aveam mai mulți miliamperi. Asta însemna că nu trebuia să pun atâtea bucăți de argint. Argintul cedează electroni? Nu, argintul primește. Teoretic, la școală te învață în majoritatea cazurilor, curentul pleacă de la plus. E cam greșită treaba. Electronii pleacă de la minus și se duc spre plus, dar în unele cazuri nu ți explică foarte clar treaba asta. Am înțeles-o după mulți ani de școală. Așa, electronii pleacă de la minus. Adică, în cazul meu, pleacă din șurubul ăsta. Pleacă din șuruburi. Șurubul este învelit cu zinc. Zincul are un electron în plus pe ultimul strat, argintul primește. Argintul este plus. Să considerăm că asta este o baterie de 1 volt. Dacă o să punem aparatul măsură, să vedem că mai puțin. O baterie. Hai să zicem de 0,5 volt. Așa. Am înseriat această baterie care are plusul. Această sârmă este din argint. Aici șurubul este din zinc. Am seriat-o cu următoarea baterie, cu următoarea baterie. Am seriat așa 4 baterii. 4 bucăți de lămâi. Ceea ce a făcut să-mi apară o tensiune. Volții se numesc tensiune. O tensiune de 2,4 volți. Nu știu cum să pun telefonul mobil să pot să și filmez în același timp. Ia să vedem. Așa ar lua și aparatul de măsură? Nu le. Trebuie să mă credeți pe cuvânt, că nu am cum să le țin. Hai că încerc. Uite. Am o tensiune de 2, ceva. Ia. 2,4 volți. Așa. Pe fiecare element în parte, de exemplu, să luăm o singură baterie, avem o tensiune de 0,7 volți în medie. 0,2 alta, pentru că depinde și cât de bine face contact cu electrolitul din, adică acidul din această lămâie. Așa. Ce pot eu să mai povestesc aici? După un timp, LED-ul o să stingă. De ce o să stingă LED-ul? Nu pentru că se consumă curentul, ci pentru că se echivalează chimic pe ultimul strat. Atât apare oxidarea, cât și echivalarea chimică. Se transferă electronii de la zinc la argint. Dacă eu voi scoate din nou bucățile de zinc și de argint din lămâia respectivă, le voi curăța și le voi reintroduce înapoi în lămâie, le duc să aprindă la loc. De ce? Pentru că am aruncat stratul oxidat de... Dar pe scurt. Pe scurt, ideea este că acest LED este aprins de curentul din lămâile astea, teoretic. Curentul fabricat dintre diferența de potențial între elementele chimice. Iar asta poate să ajute copiii să înțeleagă cum stă treaba cu energia electrică, ce e la curent. Primii pași ca să
urmă, mai departe, mai învață la școală, da? L-am oprit. I-am scos argintul din lămâi. Cred că aveam, nu știu, 6-7 ani când mi-a povestit tatăl meu că există, se poate face așa ceva. Și am găsit pe la mama, pe la bijuterii, două inele de argint. Și zinc am găsit pe o bucată de tablă zincată, care am luat-o de la izolație din asta termică, cum sunt prin oraș țevi din alea mari de apă, sau care se pune pe acoperiș, tablă din aia, tablă din asta strălucitoare. Dar mai nou am aflat că șuruburile sunt învelite cu un strat de zinc. Da, și cupru are electron decedat, dar mai puțin decât zincul. Am făcut același experiment cu cupru și în medie pe o bucată de lămâie aveam 0,25 de volți, adică mult prea puțin ca să mi se aprindă LED-ul ăsta din 4 felii de lămâi. LED-urile se aprind în general cam la 3 V, din cauza asta nu luminează mie bine. Și mai depinde și cât de bine face contact cu lămâia respectivă. Și lămâile ar trebui să nu se atingă între ele. Cam asta e ideea. Uite, curent electric scos din lămâi. Și cred că o să lumineze așa o săptămână, dacă nu mai mult. Până când o să dea din ce în ce mai încet și se va stinge. De ce se întrebe acum? Că am mișcat eu masa și n-am legat astea bine. Le-am pus așa doar de un experiment. Cam asta e de. Hai să vedem și câți miliamperi avem aici, deși nu am un aparat 2 secunde de măsură la îndemână care să fie bun în stare de miliamperi. Imediat aduc acum un aparat. Am găsit aparat de măsură care măsoară miliamperii și l-am dat pe scara de 20 de mili amperi. Un amper are 1000 de mili amperi, că de acolo vine mili, și să vedem cât avem. Foarte, foarte puțin. Deci avem avem 0,18 miliamperi. Asta înseamnă 150 de microamperi. Mult mai puțin, a 10-a parte dintr-un miliamper. Da. Cam asta e treaba cu curentul electric. Și de ce am făcut experimentul ăsta? Pentru că a venit cineva la mine. Nu mai contează. Și am făcut o școală, dar n-a fost atent la ore și nu știa care e diferența între curentul continuu și curentul alternativ. Curentul continuu să nu notează cu DC și
alternativul cu arcă. Curentul continuu este un flux de electroni continuu care își păstrează direcția, adică tot timpul ți iese plusul prin același loc, în cazul de față pe la bucata asta de argint din dreapta, și tot timpul îmi iese minusul pe la șurubul ăla din stânga, din zinc. Dacă aș fi avut curent alternativ, curentul alternativ înseamnă ca să mi se schimbe polaritățile între ele, să înceapă plusul să-mi iasă prin stânga și minusul prin dreapta, apoi să schimbe între ele. Iar frecvența înseamnă de cât de multe ori, cât de repede să schimbă între ele, cât timp durează. Și la curentul alternativ, cel mai des întâlnit asta de la priză, din rețeaua electrică de la noi,